Mă bucur din toată inima că sunt cu dumneavoastră la părtășie. Am avut o cântare, să o cânt înaintea Domnului și Dumnezeu dintr-o dată mi-a schimbat traiectoria și a spus, nu cânta cântarea aceasta, cântă cântarea care se potrivește cu lucrarea pe care a fost potrivită cu lucrătorul meu, Dumitru Timocei, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Mă bucur pentru lucrarea aceasta și cred că toate lucrurile lucrează spre binele celor și iubesc pe Dumnezeu. Domnul să fie binecuvântat. Caută pacea întotdeauna, la încercare când ești pus, de vrei să primești cununa, chiar din mâna lui Iisus. Caută pacea întotdeauna, ea să fie ținta ta. Caută pacea întotdeauna și aleargă după ea. Caută pacea întotdeauna, ea să fie ținta ta. Caută pacea întotdeauna și aleargă după ea. Caută pacea când furtuna se abate în jurul tău. Caută pacea întotdeauna, că ce e din Dumnezeu. Caută pacea întotdeauna, ea să fie ținta ta. Caută pacea întotdeauna și aleargă după ea. Caută pacea întotdeauna, ea să fie ținta ta. Caută pacea întotdeauna și aleargă după ea. Căci din slobile divine, chiar Iisus a spus așa, pentru pacea care vine, vă las pacea, pacea mea. Caută pacea întotdeauna, ea să fie ținta ta. Caută pacea întotdeauna și aleargă după ea. Caută pacea întotdeauna, ea să fie ținta ta. Caută pacea întotdeauna și aleargă după ea. Când talazure se înalță, e speriat și îngrozit, însă Domnul nu te lasă, rămâi frate liniștit. Caută pacea întotdeauna, ea să fie ținta ta. Caută pacea întotdeauna și aleargă după ea. Caută pacea întotdeauna, ea să fie ținta ta. Caută pacea întotdeauna și aleargă după ea. Lăudați să fie Domnul Iisus. Amin.